Salutare la toți, la toți cei care mă privesc și care vor să scape de coropâșnițe sau de așa numitele medvedche. Eu, iată, o să vă arăt metoda mea care m-a ajutat să scot, iată, această mare, foarte mare coropâșniță și mai am încă două în caldare cu apă, pentru că le-am pus aici, cum mai temeam că o să fugă. Iată una. Și iată încă una. Sunt foarte mari. Acestea mănâncă tot ce chică în calea lor. Ceapa, iată eu aici în ceapă am scos. Iată gaura lor, unde fac borți și mănâncă toate rădăcinile. Iată, dacă puteți să vă uitați, aici lipsește ceapă, pentru că ele au mâncat-o. Iată. Iată-le acestea coropâșnițe. Mășcate și foarte grase. Acum vă arăt metoda mea de a le scoate din pământ. Acum la noi a fost ploaie și ploaia a umezit pământul și le fac din nou sapă tranșeile lor. Eu am să le pun în căldarea cu apă ca să nu le pierd. Ele deja sunt moarte pentru că nu știu din ce cauză ele mor de la uloi. De la ulei de casă, ulei de magazin, nu contează. Acum și vă arăt metoda cum iese din pământ, turnând apă. Apă obișnuită aici, ei deja mi-au spălat mâinile, deja e murdară apa. Și ulei de casă. Ulei obișnuit, el e turbul puțin, pentru că eu am luat de la sfârșitul bacului. Și el s-a turburat, el e cu tot cu hoase pe la un loc. Aici așa un greier s-a înnecat și a murit. Nu știu din ce cauză el e mort de la uloi. Am văzut și eu la o persoană că face această metodă și am încercat și eu și iată am prins deja 3 și vreau să mă cu toții să mă împart cu acest sfat. Acum vă arăt cum este, cum căutăm. Căutăm, deci căutăm borta lor. După ploaie ele fac din nou sapă șănțulețul este al lor. Iată șănțulețul este unde merg încolo sau încoace, nu contează. Noi să scoatem o bucățică de pământ acolo unde este rămas șănțulețul. Cum am cunoscut eu șănțulețul? Puteți să vă uitați că aici este crăpătură. Crăpătura asta înseamnă că aici este bortă. Și dacă e ca faceți cu degetul, încoace este. Noi de aici deja am scos. Una, dar poate să mai fie, că ele sunt multe. Poate să mai fie. Și iată, încoace se duce borta. Deci, acum vă arăt cum găsesc o bortă nouă și căutăm și arăt cum el iese singur la suprafață și mor. Iată cam așa arată unde a mers coropâșnița. Se vede că aici este crăpat pământ. Înseamnă că pe aici este gaura lor. Încercăm să scoatem țărna de deasupra și să găsim gaura. Încolo se duce una și încoace. Trebuie să găsim pe ambele, pentru că ea poate fi și încolo și încoace. Așa că căutăm încolo este gaură și căutăm încoace unde gaură. Aici nu o găsesc pentru că s-a stupat deja. Sau s-a întors înapoi. Nu e ceva, nu i-a plăcut pământul tare. Și s-a întors înapoi. Posibil. Acum și găsim. Iată, iată. Iată momentul cealaltă, când iată două găuri, una se duce încolo, o gaură încolo și o gaură încolo și o gaură încoace. Este și încoace gaură. Așa, e foarte bine. Căcuș, le turnăm la aceste gauri ulei, așa, câte o lecuț. Le turnăm, așa, și apă din urmă. Să ajungă acolo unde trebuie. Să le vedem cum iese. Așa, așteptăm. Ele pot să iasă peste o minută, două sau peste 5 minute. Că eu m-am dus de la o gaură, am crezut că nu mai iese nimic. Când m-am întors, ea stătea cu picioarele întoarsă. Vedeam murise. Și așteptăm că el să ajungă apa și să sunt gustul.
Ne-am mâncat tot usturoiul. Aici avem usturoi. Aici ceapă. Jumătate e mâncat usturoiul. Iată, dacă vă puteți uita, acolo sunt goli de usturoi mari. El, dacă au găsit un rând, mănâncă tot pe rând și acolo deja avem și răsat pus. Și el tot mănâncă. Așteptăm, poate. Sunt găuri în care nu sunt. Ele deja au părăsit găurile astea. Ele și zboară și merg și prin pământ și peste locul. Asta el foarte greu le prind. Am încercat toate whatever de la magazin în an și nu s-a primit nimic. Era asta, chiar uitați-vă ce apă asta. E deja mâncată. Vedeți? Și așa după ea nu se mai revine nimic. Așa că așteptăm. Ele pot să iasă și prin altă parte. Asta e gaură făcută de ele. Iată. Iese la suprafață. Uite ce e de mare. Uitați-vă. Ați văzut? La căldare. O băgăm la căldare. Uitați-vă că încă e vie, dar era coșmar. Eu nu știu din ce cauză. Iată, și aici un usturoi tot mâncat de ea. Vedeți? Eu pot să-i mai torn apă și să văd dacă mai este. Eu am văzut că ea s-a întors înapoi. Posibil că acolo mai este vreo una sau sunt de-a ei neamuri. Ele sunt foarte mult, după cum am înțeles, dacă uitați-vă usturoiul. El e gata. Nu a rămas nimic din el. N-a rămas nimic. Pur și simplu a rămas numai ciotul. Coropâșnițele sunt foarte greu de găsit în pământ, dar după ploaie el lasă așa urmișoare. El lasă hoduri. Eu să mai torn aici apă și am să văd dacă mai ies. Ele sunt foarte rele. Mănânc totul, tot ce găsesc. Și pepine, și patlajelele, și roșiile, și ouășoare, că aveam de nu știu de ce. Ouășoare aici aveam. Trebuie omorâte ouăle. Mănânc tot. Ați văzut deja cum iese. Bine, acesta a fost video cum iese. Așa am prins eu, iată, 4, vă arăt încă o dată. Am 4 coropâșnițe de astea, foarte grase și foarte mari. Nu mititele cum arată alții, mititele, eu am găsit mari. Este probabil, aghea trebuie să pui ouă, să facă... Ia uitați-le, una încă dă din labii. E câtă o, asta care a ieșit acum. Ia uitați-le, și de grasă și de... Ulei de casă, ulei simplu de casă, turnați ulei și turnați apă și așteptați când se iasă. El singur iese la suprafață, el se neacă. Sau nu știu din ce cauză, el mor, iată, după aceea mor cu tot, cum nu mai dau din picioare, nu mai dau din mâini. Vă urez o zi bună la toți și toate cele bune și răsat cât mai mult și hambarul plin cu toate. La revedere!